Mulțumim. Pedepse mai mari pentru ultraj împotriva pădurarilor. Proiectul a fost depus în Parlament de ministrul mediului Tanzoș Varna. Pădurarii vor fi incluși alături de poliții și jandarmi în categoria personalului pentru care ultrajul se sancționează cu pedepse sporite. Acestea ar putea fi majorate cu jumătate față de cât sunt în prezent. Peste 700 de silvicultori au fost agresați în ultimii ani în pădurile României de hoții de lemne. 6 dintre ei au fost uciși în urma acestor atacuri. Liviu Pop, un pădurar din județul Maramureș, fiind cea mai recentă dintre aceste victime. 16 octombrie 2019, pădurea Rogoz, Maramureș. Pădurarul Liviu Pop era ucis de un hoț de lemne. Bărbatul avea doar 30 de ani. A lăsat în urmă o mamă, o soție și 3 copii. El mi-a fost singura speranță. După ce a murit tată, s-a rămas el și acum nu mai am pe nimeni. Am rămas noi două femei singure cu 3 fetițe mici. Gândiți-vă ce e sufletul nostru. În ziua fatală, pădurarul a fost anunțat că pe domeniul silvic pe care îl supraveghea avea loc un furt de lemne. Și-a dus una dintre fetițe la rude și a plecat de grabă în pădure. Era ultima dată când își îmbrățișa copilul. Mereu, în pădure, că era sunat că îi are oameni la furat de lemne. A sunat pe șeful lui de district să-l anunțe că pleacă într-acolo. Acesta a sunat la 112. Iar împreună cu lucrătorii de la poliție s-au deplasat și el și ei către locul acțiunii. Nu i-a mai răspuns la telefon. Pădurarul i-a trimis la un moment dat soției un mesaj în care scria: l-am prins pe unul. A fost ultimul semn primit de la el. Colegii săi au sunat la 112. A doua zi dimineață, Liviu Pop era găsit fără suflare într-o râpă. Avea răni grave și urme de împușcături. Anchetatorii au stabilit că a fost ucis cu propria armă de vânătoare. Localnicii spuneau atunci că hoții de lemne ar fi avut legături cu autoritățile silvice din zonă. Dacă din pădure lipsa lemne, toate ciocile se împuta la el. Și a fost an când a plătit și 80 de milioane ciocile. Și el se ducea ca să-i prindă. Există niște acuzații foarte grave și vă întreb acum pe dumneavoastră niște acuzații pe care le fac localnicii, care spun că dumneavoastră v-ați fi înțeles în trecut cu hoții de lemne și că ați fi încasat bani de dinainte pentru aceste lemne. Acum discuții și legende de numărat. Dar nu știu, confirmați, infirmați? Trebuie... Nu, infirm total. Aici ai mare mafie, în zona asta. Și mi-e frică că cine știe cum o scot eu la capăt ca să nu îl pună pe vinovat la pedeapsă. Mie de asta mi-e frică. Aveau să treacă 10 luni până când anchetatorii l-au reținut pe cel suspectat că ar fi ucigașul lui Liviu Pop. Între timp, crimele din pădurile României au atras atenția presei străine. Jurnaliștii de la BBC au vorbit despre agresiunile la adresa silvicultorilor pe fondul furturilor de lemn. The deeper you get into this national park, the more signs of logging. The whole park seems to be a logging area. In fact, we just stopped to see these large beech trees cut recently. This one must be at least 200 years old. În 2019, cu doar o lună înainte de moartea lui Liviu Pop, un alt pădurar angajat al locului silvic Pașcani a fost ucis de 3 bărbați surprinși în timp ce tăiau ilegal arbori.